ziua, bine ați venit la ședința la Consiliul Local de astăzi. Vă rog frumos să-mi permiteți să încep eu ședința, având în vedere că nu avem încă un președinte de ședință desemnat. Pentru început, vă rog să aprobați procesul verbal de la ședința de constituire a Consiliului Local. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc frumos! Procesul verbal a fost aprobat. Dau citire ordinii de zi. Inițiator, primarul orașului Dâmbovna. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Antonie Cristian, președinte de ședință pentru luna iulie 2016 și a doamnei consilier Barna Liliana, președinte de ședință pentru luna august 2016. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local înainte de expirarea duratei normale a doamnei Camus Floarea și declararea vacantă a locului ocupat de aceasta. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Iaru Gheorghe, în cazul Consiliului Local al orașului Târgoviște, candidat la alegerile locale din iunie 2016, pe lista Partidului Național Liberal. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului David Marcel și declararea vacantă a locului ocupat de acesta. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Albina Luminița, în cazul Consiliului Local al orașului Târgoviște, candidat la alegerile locale din iunie 2016, pe lista Partidului Social Democrat. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Târgoviște. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local la data de 30.07.2016. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor culturale în zilele orașului Târgoviște 2016. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 lei pentru participarea administrației publice locale la organizarea competiției de fond în mai, prin fost Rătorii între Cer și Pământ, ediția 4, în colaborare cu TNS, la scurta asta de mai. Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional de deputat în grad profesional asistent, ca urmarea finalizării perioadei de stagiu pentru un funcționar public și modificarea corespunzătoare a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Târgoviște. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economice actualizat și a devizelor, general totalizator și general rest de exercitat actualizate, în urma încheierii contractului de lucrări și a contractului pentru diligenție de șantier pentru proiectul Modernizare 4 străzi în orașul Târgoviște, județul Bacău, strada Vișoara, strada Căpitan Bușilă, strada Tăbăca, strada Daniela Caurea, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, sub Programul General Urbană a Municipiilor și Orașelor. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a orașului Târgoviște la patrimoniul Asociației Grupuri de Acțiune Locale Valea Totușului. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu având destinația cabinete medicale și desfășurarea activităților conexe astăzi medical, în suprafață de 465 metri pătrați, situat în imobilul Centru Balnear Parcul Mădura, oraș Târgoviște. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Târgoviște în Consiliul de Administrație ale Unităților de Învățământ din Rada Administrativă a orașului Târgoviște pentru anul școlar 2016-2017. Și punctul 16 diverse. Cine este pentru aprobarea ordinii de zi propusă la acest proces? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Dau citire primului proiect. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Antonie Cristian, președinte de ședință pentru luna iulie 2016 și a doamnei consilier Barna Liliana, președinte de ședință pentru luna august 2016. În conformitate cu prevederile legii 215 a administrației publice locale și a regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, aprobat în ordonanța numărul 35/2002, primarul orașului Târgoviște propune: domnul consilier Antonie Cristian este ales președinte de ședință pentru luna iulie 2016, articolul 2, doamna consilier Barna Liliana este aleasă președinte de ședință pentru luna august 2016. Vă rog, Comisia Juridică. Comisia Juridică acordă disfavorabil. Mulțumesc frumos. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc frumos. Dau cuvântul domnului consilier Antonie Cristian. Dragi colegi, având în vedere că e prima ședință ordinară din nou ciclu electoral, să ne urăm succes de plin,
trebuie să meargă chiar mai bine decât anii trecuți. Marea majoritate sunt consilieri vechi, avem și consilieri noi, un suflu proaspăt și sunt toate premisele pentru 4 ani fructoși, așa și cu majoratul, pentru binele orașului Târgu Ocru, locuitorul orașului Târgu Ocru. La punctul 2 al ordinei de zi, vedeți că e o ordine sunt de scurfoasă, sunt foarte bine organizați. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept la mandatul de consilier local a doamnei Floara Ivanov, declarat vacantă a locului ocupat de aceasta. Pentru comisia juridică. Comisia juridică a avut favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Nu m-am invitat. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Iaru Gheorghe, în cadrul consilier local al orașului Târgu Bovna, candidat la alegerile locale din iunie 2016 pe lista PNR. Comisia juridică? Comisia juridică, de asemenea, este la aviz favorabil. Sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Târgu Ocna. Așa să mă ajute Dumnezeu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări și urăm succes nouă. Vreau să menționez că la ambele hotărâri de validare a noștri colegi, Comisia de Validare, întrunită înainte, a aprobat aceste validări în majoritate de voturi, cu 3 voturi pentru. O abținere și 2 abțineri. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Târgu Ocna. Comisia juridică de aviz favorabil. În ședința de comisie, comisia juridică și am exprimat un punct de vedere ca și amendament la regulament. Probabil că a fost completat. Am mai avut o comisie. Bun. Dacă sunt discuții la... Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Deci, în unanimitate a trecut și acest punct.
Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local la data de 30.06.2016. Trimestru al doilea. Comisia economică? Aviz favorabil, unanimitate de vot. Am mai avut o comisie? Nu. Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? În unanimitate de vot. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Punctul 8. Comisie economică? Unanimitate de voturi. N-am mai avut nicio comisie. Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Trecem la punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor culturale artistice Zilele Orașului Târgoviște 2016. Comisia Juridică a disfavorat. Comisia Economică a disfavorat la mandat de vot. O să încep eu cu o discuție, dacă e. Știu că vorbisem anul trecut, era o idee care mi se pare benefică. Și anume să încercăm o variantă într-un an cu o firmă specializată care nu numai că nu i-am dat bani 200.000 de lei, ci chiar ne-ar plăti ea aceste. Cu 200.000 de lei economisiți la bugetul local, deci s-ar asfalta o stradă de dimensiuni mai mici, dar s-ar asfalta o stradă sau s-ar face atâtea reparații. Anul ăsta e târziu, dar ar trebui luat în calcul, zic eu, pentru anii următori, care dezavantajele ar fi clar depășite de avantaje, zic eu, financiare. Și mai am o întrebare. Anul trecut ne-am descurcat și v-ați descurcat ca și executiv cu o sumă cu 20% mai mică, cu 160.000 de lei. De ce este necesară creșterea la 200.000 de lei anul ăsta? Bun, dacă mai are cineva... Da, domnul. De asemenea, și mie se pare o valoare foarte mare, 200.000 de lei. Aș cere executivului ca după terminarea acestei sărbători să fac un raport toate pierdurile care s-au făcut. De asemenea, vreau să se evite evaziunea fiscală. Toți agenții economici care participă să dea bonuri fiscale sau facturi și, de exemplu, cum prevede legea. Dacă mai sunt discuții, da, domnul. Suma alocată pentru Zilele Orașului Târgoviște este foarte mare. Venim Moldova, în oraș alături de noi, nu a alocat nimic de la buget, da? Și numai din donații și sponsorizări au strâns 85 de milioane în prezent. Și reușesc să fac asta. Socială, de exemplu, alocă de la bugetul local pentru Zilele Orașului 100.000 de lei. Ne alocăm aproape 20. Domnul Grozav. Vreau să aduc la cunoștință că voi, cum ziceți voastră, să facă la anul ăsta mediu, cu bună specializată, noi am mai făcut acum 2 ani, și comercianții noștri care au mers au plătit taxe și impozite lor. De exemplu, taxa de înscriere la ei era foarte mare. Ținând cont că toți comercianții care plătesc taxe și impozitele la oraș, ar trebui o dată pe an să satisfacă populația orașului cu produsele care le-au de și să câștige și ceva din orașul, părerea mea. E mai bine. Adică să aduci pe cineva cum a fost ăla de la satul mare, prețul care ți l-a impus ai trebui să-l consumi de la el și nu ai avut de dat înapoi. Iar dacă vrei să te desfaci cu un stand, trebuie să te înscrii și să plătești cu taxă lor. Deci, era mare taxa? Destul de mare. Dacă primea 20 de clienți, își plătea toată taxa care o plătea la urmări. Și nu e bine. Și pe urmă noi mai așteptăm să ne mai și sponsorizeze micii comercianți. Tot la noi apelează primăria, ca să dăm niște bani pentru sponsorizare. Și zic că e benefic pentru cetățenii noștri și oamenii noștri care lucrează de atâta timp. Aduce aport la bugetul primăriei, acolo îi țin un problem. De aia zic, de aia mai bine. Da. Experimente de astea pilot, le facem și mai bine. De exemplu, cum avem în oraș. Avem destul de marketuri de astea puternice, care ne omoră pe noi ăștia mici. Tip Zafir, tip Penny,
iau banii din oraș și pleacă cu ei la Focșani, la Vrancea. Deci la primărie plătești taxa de... și cu asta nimeni, noi și ce au de plătit. Și autorizația de funcționari care o plătește și în Feșcar. De-aia trebuie ținut cont de oamenii noștri. Mulțumesc. Undeva trebuie să regăsească banii ăștia. Fie că îi suportăm noi de la organizarea unui astfel de eveniment, deci undeva banii ăștia de organizare se regăsesc undeva. Fie că îi suportăm noi de la Consiliul Local, deci la bugetul local, fie că îi plătesc participanții care vin la zilele orașului. Prin taxele pe care le dă. Niciun comerciant, niciun organizator nu vine să facă donații la oraș. Deci ăla își face profit, că de-aia e organizator. Și deci, cetățenii orașului, în varianta care ați propus-o, vor plăti la bere mai mult, la mici mai mult și la celelalte servicii mai mult. În consecință, vor fi, pe viitor, vor fi o participare mult mai slabă. Va fi o participare din partea cetățenilor orașului mult mai slabă. Și chiar a celor din împrejurim. Acum depinde ce vrem să facem. Ne bucurăm cetățenii orașului sau îi bucurăm numai pe cei care au o dare de mână. Eu zic că ar trebui să avem în vedere și pe cei cu o dare de mână mai puțină și să stimulăm cumva să participe la zilele orașului și să se bucure și ei de zilele orașului. O dată pe asta. Da. Aș dori să dau câteva răspunsuri. Domnul Antochi a ridicat această problemă a variantei cu care vor merge de zilele orașului. De acord, am luat-o. Să știți că noi am experimentat acest lucru. Această variantă se practică atunci când se fac zilele berii, festivalul berii sau alte asemenea festivaluri, dar am făcut și noi acum 2 ani și s-a întâmplat următorul lucru. Noi am pus la dispoziție terenul și am alimentat energie electrică, însă firma care a venit a cerut celor din oraș o sumă destul de mare ca să participe. Cu alte cuvinte, toate cheltuielile lor să le scoată de la firmele din orașul nostru. Al doilea dezavantaj a fost acela că au fixat prețurile ei, prețuri mult mai mari, cetățeanul care s-a dus acolo nu avea nicio șansă decât să cumpere de la toți cu aceleași prețuri. Și participarea din oraș a fost mai slabă. În discuțiile avute cu agenții economice, dacă sunt zilele orașului, haideți atunci să arătăm și noi firmele din oraș, care ne ocupăm de alimentație publică și nu numai, că venim de zilele orașului nostru și participăm pentru cetățenii noștri cu produsele pe care le avem. Pentru că de zilele orașului nu vor veni numai cei din alimentație publică, vor veni și apicultorii și cei care se ocupă de diferite meșteșuguri în oraș. Am reținut aspectul, mai mult de atât, după ce a plecat firma, am mai avut și ceva probleme cu cei care se ocupă de evaziune fiscală, pentru că neavând controlul acolo, ei au creat și ceva probleme. Nu nouă, ci a venit și s-a interesat garda fiscală de activitatea lor. Cealaltă problemă care o ridică domnul Iaru este foarte corect să prezentăm un raport. Noi am prins această sumă, în această sumă vor fi incluse și sponsorizările pe care le vom avea și după ce terminăm aceste zile, vom prezenta un raport cu toate cheltuielile. Pentru că și suma sponsorizată trebuie prinsă și justificată. Și în fiecare an am reprezentat acest lucru. Vom avea grijă ca să nu se producă evaziunea fiscală, de care zice domnul Iaru, pentru că avem și inspecția comercială și cei de la finanțe vor urmări ca fiecare din agenții care vin. De fapt, ei, dacă nu sunt în regulă, nici nu pot să comercializeze sau să desfășoare activitatea. Referitor la participare, vor participa și cei de la Cricova, care suntem noi înfrățiți, vor veni musafiri și invitați și de la primăria din Cetatea Albă, din Zatoca, de la Avangardă lângă Odessa și mai recent am fost invitat cu domnul Cristian Cibotaru la o localitate novală, Gola Pristane, a 250 de km de Odessa, în Ucraina. Vor veni și cei de la primărie, cei doresc o alianță, o înfrățire și cu noi. Se pune problema ce avantaje avem noi. Avantajele pe care le vom avea, ei sunt foarte interesați de stațiunea noastră, vin aici la tratament
Și este foarte bine pentru noi că putem să aducem și turiști de acolo. Sigur, cu acești invitați, noi trebuie să îi primim, să-i cazăm și să ne comportăm cu ei, să facem eventual o excursie, să ne cunoască mai bine localitatea. Suma a fost... anul trecut a fost mai mică, noi stătim și în acest an să nu consumăm toți acești bani, dar trebuie să prindem o sumă să putem să ne desfășurăm acest eveniment. În primul loc, la programul artistic, vor fi talentele locale, lumea, toate formațiunile și soliștii, dansatorii din zona noastră, numai din Târgu Mureș, din împrejurim, dăm prioritate, pentru că în cursul anului îi folosim la alte evenimente. Acum am și ocazia să prezinte ceea ce știu să facă. Vom avea și ansamblul folclorice din localitățile care vin, cel puțin cei din cetatea Alugor, să vină cu un grup chiar mai important, așa, în jur de 30-40 de instrumentiști și dansatori. Și vom avea și soliști mai importanți. Nu vă pot spune acum care sunt, pentru că după ședință noi vom angaja o firmă din comisariat care se va ocupa de toată această problemă. Eu vă rog foarte mult să veniți, să participați cu toții la aceste evenimente, pentru că Zilele Orașului va cuprinde și alte evenimente. Sâmbătă avem întâlnirea cu Fiii Orașului. De fapt, vom începe cu evenimentul religios, cu slujba vecernie, care va avea loc la Biserica Precistară, unde Părintele Protopop va participa și acolo vom face o liturghie specială și pentru cei care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Deci cu acest lucru începem Zilele Orașului. Ele vor fi 13, 14 și 15, deci sâmbătă, duminică și luni, având în vedere că luni este zi liberă. Apoi vom avea întâlnirea cu Fiii Orașului. Duminică vom avea premierea cu cuplurilor care au plinit 50 de ani. Și, sigur, vom avea și la ora sâmbătă la 20, deschiderea festivului, unde chiar vă rugăm să fiți toți prezenți. În rest, noi așteptăm propuneri din partea dumneavoastră. Avem să veniți cu toții și, sigur, că sumele care vor fi din sponsorizările vom raporta atunci când vom avea prima ședință după acest lucru. Rugămintea este să votați proiectul de hotărâre așa cum a fost propus și vom raporta tot ce am făcut cu aceste sume. Mulțumesc! Mai sunt discuții? Da, ca o completare. Da. Și cuplurile care vor fi 50 de ani vor fi permeate tot din acest buget. Vor mai fi și alte activități. O prezentare a ținutelor din primul război mondial de către o asociație cu sediul în Bacău. Vom avea o competiție de șah. Iar acesta este un buget estimat de 200 de mii de lei, dar nu se vor cheltui atâția bani, cum a spus și domnul primar. Vor veni sume din sponsorizări care vor face ca noi să nu cheltuim atât de mulți bani. De aceea rugăm colegii să ia în calcul și să voteze așa cum am fost propus, pentru că astfel putem avea o sărbătoare apreciată și cetățenii vor savura din plin spectacole ale artiștilor de valoare. Vă mulțumesc! Sunt discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Și abține? Deci avem la dispoziție 2 miliarde lei, deci să-i cheltuim. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 de lei pentru participarea administrației publice locale la organizarea competiției de mountain bike tip cross călătorii între cer și pământ, ediția 4-a, în colaborare cu SNSSA, sucursala SNA Târgu Ocna. Comisia economică? A disfavorabil în anumitate de voturi. Altă comisie? Comisia economică a disfavorabil. Dacă sunt discuții? Dacă nu, spunea la făcut o ceva de adăugat. Așa. La marile competiții pot fi și cu taxă de înscriere și de acolo se dau premii de șase. Deci, iarăși, cum am zis, se pare
ceva cu plusul? Ședința de comisie s-a specificat acolo că este și al treilea organizator, Mutul Bani, care ei casează taxa de înscriere. Anul trecut, dacă nu mă înșel, a fost undeva la 30 de lei de participant. Ce primă din Salina și firmă Mutul Bani. Ce spune, trebuie să nu, de fapt, nu e interesant. Transalpin Fire, să nu știu. Da, asta. Menționat, în raport. Am o să nu vezi eu prea. Bun, dacă nu mai sunt discuții, să punem la post. Cine este pentru? În unanimitate. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional deputat în grad profesional asistent, formarea finanțării pe radii de stagiu pentru funcționarul public și modificarea corespunzătoare a statului de funcție al aparatului specialitate al primarului orașului Târgu Ocna. Comisia... Alte comisii nu au mai fost. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Deci, în unanimitate, a trecut și acesta. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economice actualizați și a deviziilor generalului totalizator și general real de executat, actualizate, vorba încheierii contractului de lucrări și a contractului pentru dirigenții de șantier pentru proiectul. Modernizarea 4 străzi în orașul Târgu Ocna, județul Bacău, strada Vișoara, strada Cristian Bușilă, strada Tăbăcar, strada Daniela Caurea. Finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, sub programul Regenerarea Urbană a Municipiilor și Orașelor. Comisia de Urbanism? A fost favorabil în unanimitate. Comisia Economică? A fost favorabil în unanimitate. Nu a mai fost. Dacă sunt discuții, da, domnul. Deci pentru a se urmări calitatea lucrării, propun celor din executiv să constituie o comisie care să îi controlezi cât se poate de des, dacă e posibil. Și de asemenea, așa cum am zis și la comisie, problema să nu toarne la nivelul ăsta care este acum, asfalt. Deci să decuperteze și apoi să facă ca să iasă lucrurile în calitate. Mulțumesc. Domnul Lucie. Cum are mă rog a spus domnul Iar, ce mă rog este recomandat să avem recomandat din partea primăriei care să vegheze la bună execuție a lucrărilor. Pot să fac aprecierea că pare că avem un început bun în vedere de a construcția modernizării drumului în localitatea noastră. Și dacă o să mergem aici în asta, orașul Pădurat se va avea aprecieri din partea celor care ești la persoană. Mă uită că le-am la bine. Sunt proiectele pe urmează de urmează, probabil că vor fi dus la întâlnire anul acesta. Dacă licitație și celelalte formalități care mai sunt pot fi dus la întâlnire. Dar vreau să pun colateral o întrebare, domnul primar, pentru că am omis data trecută să vă întreb în legătură cu rețeaua de canalizare de pe zona centrală Costachinegri. Ce mai știți? Mai continuă anul ăsta? Mai continuă? Înainte de abonament. Da. Da. Domnul. La problema ridicată de domnul Iaru, astăzi a început și Căpitan Bușilă, nu știu dacă ați sesizat, să scot bordurile. Pe Căpitan Bușilă avem o situație specială, în sensul că este beton. Și a fost o variantă să toarne peste beton, am discutat cu specialiștii, va fi fărămat tot betonul care este pe stradă. Adică încercăm să facem lucrări durabile, pentru că circulația acum se face și cu tonaj mare și trebuie să avem o infrastructură bună. Ați văzut că a început Vișoara, la fel pe Vișoara se scarifică undeva la 40-60 de centimetri. Vă rog pe cei care sunteți în zonă și puteți doar la numiri cetățenilor,
să le spuneți să-și rezolve toate problemele care sunt, de fapt, furnizorii de utilități au fost anunțați să rezolve toate problemele care sunt, pentru că nu sunt schimbate conductele, să schimbăm tot ce se poate schimba, pentru că nu vă mai permite să nu se va mai putea interveni apoi pentru introducerea altor utilități. Acolo vom face traversări cât mai dese ca să putem introduce conta de gaze pentru cei care nu au întors această contă și eventual pentru alte utilități care se vor mai folosi. Constructorul a început Capitan Bușiu, urmează pe Băcar și cu Daniela Caulea. Referitor la rețeaua de canalizare, avizul inițial dat de drumurile naționale a fost pe trotuar. Nu s-a putut face pe trotuar pentru că sunt mai multe cabluri, fibra optică și cabluri electrice. S-a cerut un nou aviz la drumuri pe carosabil. Primul aviz a fost dat cu folosirea unui tubulator de protecție la întreaga lungime și mărea mult valoarea proiectului. Acum s-a lucrat la o altă variantă, numai traversările se facă cu protecție și din discuțiile avute cu proiectanții a dat o soluție pe partea sfântă când se merge la Onești, pe carosabil, să se facă canalizarea. De fapt, Republicii și Costache Negri sunt singurile străzi care au mai rămas nerezolvate. Noi sperăm ca soluția să dea cât mai repede, pentru că și constructorul este interesat să termine această lucrare. Legat de această problemă, avem și stația de epurare. Săptămâna trecută am avut o vizită consultantului, a proiectanților, și ei se străduiesc ca să termine cât mai repede și echiparea stației de epurare. Mulțumesc! Intervin pentru un singur aspect, este o doleanță mai veche a cetățenilor din blocurile a 4, a 5 și aici. Aduc în atenția executivului, consider că este necesar să profităm, zic eu, de ocazia că se reconstruiește această stradă sau se realizează aceste lucrări de reconstrucție și pavare și atunci ar fi bine să profităm ca în zona blocurilor a 4, a 5 să realizăm din stat și acea parcare în orașul și așa trebuie să-și propună, cred că să realizeze mai multe parcări decât avem la această, la această dată sau în acest moment și atunci ar fi bine din stat proiectul să prevadă acest lucru sau constructorul să avem în vedere acest aspect la acea parcare. Mulțumesc frumos! Ca domnul Ilie, am ținut cont de propunerea dumneavoastră și vă mulțumesc că ați făcut. Doleanță chiar a cetățenilor. A cetățenilor din zona. Doleanță mai veche care am ridicat. Știți că toate bordurile și dalele care le scoatem, ele sunt recuperate și depozitate la stația de sortare. Sigur că le vom folosi în mare parte din ele și vom bordura și vom rezolva și această parcare acum. Când se lucrează pe plan. Și plus poate face o lucrare integrată frumoasă chiar și cu zona va fi raportată la stradă. Și acum este momentul să facem acest lucru. Mai sunt discuții? Dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Nu mai invitat. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre prin aprobarea cotizației anuale a orașului Târgu Ocna la patrimoniul asociației grupului de acțiune locală Valea Tocului. Comisia Economică? Este favorabil de unanimitate pentru. Comisia Juridică a disfavorabil. Sunt discuții? Da, domnule. Aș vrea să știu dacă mai suntem parteneri în alte proiecte și ce beneficii avem noi. Deci, dacă mai contribuim cu sume de bani la alte fundații, asociații, care e cuantumul lor? Da, mai sunt întrebări, discuții? Nu poate rugăm domnul primar. Da. Suntem în multe instituții. Suntem în Asociația Orașelor, în Asociația Orașelor Urbane, suntem în ADIB, în ADIS, nu pot să vedem de toate, și vom fi în toate formele asociative care aduce orașului oarecare beneficii. Noi suntem pregătiți cu aceste forme asociative pentru că ghidul solicitantului s-ar putea să ceară o asemenea asociere. Spre exemplu, în Galul de care vorbim acum, ne-am asociat anul trecut și inițial cotizația era de 12.000, s-a redus la 8.500, de aceea am venit să
cerem aprobarea. În Gal suntem singurul oraș asociat celor care sunt din mediul rural, dar avem și aici posibilitatea ca unei agenții economici să promoveze proiecte și cei interesați să vină să discutăm amănunte. Și avem și noi trecut ca proiectul un after school. Deci fiecare formă asociativă aduce avantaje, nu putem să fim singuri fără a fi asociați în tot felul de forme asociative. Mulțumesc! Cuantumul sumelor care sunt plătite pentru formele asociative, care este? Sunt plătite în buget, ales la capitolul respectiv. Sunt cotizații care nu pot să le știu exact acum, dar sunt pe număr de locuitori. Sunt mai multe criterii pentru această cotizație. O să ne aflați mai concret când o să aprobăm tot în fiecare asociație la timpul hărții. Mai sunt discuții? Da, domnul. Este un prefer să fim membri ai acestui alianță locală. S-a văzut că Valdoltea, localitatea imediat din apropiere, au construit un parc de agrement foarte plăcut și odată ce suntem membri la acest grup de acțiune locală, sunt convins că vom avea și noi de câștigat și de realizat lucruri bune pentru localitatea noastră. Așa că trebuie să fim organizația pentru a fi membri în continuare, mai ales că și agenții economici pot să beneficieze de, de această asociere. Mai sunt discuții? Dacă nu, spune la vot. Cine este pentru? Deci sunt unanimitate. Nu, eu sunt împotrivă. Pardon, cine este împotrivă? Eu sunt împotrivă. Și abține cineva? Nu. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin administrație publică a unui spațiu având destinație cabinete medicale și desfășurarea activităților conexe a acului medical, suprafață de 465 de metri pătrați, situată în imobilul centru balnear Parc Măgura, oraș Târgu Ocna. Comisia economică? Aviz favorabil. Comisia juridică? Aviz favorabil. Dacă sunt discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Sunt unanimitatea pentru așa ce spun. Și ultimul punct înainte de diverse. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Târgovna în Consiliul de Administrație al Unităților de Învățământ din raza administrativă a orașului pentru anul școlar 2016-2017. Comisia 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 Juridică. Tot aviz favorabil, dar aici trebuia făcută și remarca cu repartizarea fiecăruia de fiecare unitate de învățământ. Da. Pentru școala numărul 1 a fost desemnat domnul Măciucă Sândel și domnul Rusu Mihai. Pentru școala numărul 2, domnul Bucur Aurel și domnul Franțel Cristinel. Pentru colegiu, doamna Barta Liliana, domnul Nuțu Costache și doamna Leuleată Renuța. Pentru liceu, domnul Grozavu Ioan și domnul Antonie Cristian. Iar pentru grădinița Ana Maria, doamna Aghinea Luminița. Da. Aveți alte propuneri? V-ați mai gândit? V-ați mai răzgândit? Aveți discuții? Sunt discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Acum punctul diverse. Dar cine are probleme de ridicat? Având în vedere că ședința de Consiliu, ședințele de Consiliu în general sunt filmate și ulterior televizate, trebuie spus că toate aceste probleme s-au discutat în comisii, de comisii. Comisiile reunite s-au adunat vineri și au discutat toate aceste probleme. Multă lume urmărește filmarea de cele două posturi și trebuie să știe că n-am trecut așa ca și gâscat prin apă în ședința asta și am votat imediat, că a durat mult mai puțin de jumătate de oră de ședință, cu 16 puncte. Deci toate aceste puncte au fost dezbătute vineri în ședințele de comisii reunite, pentru prima dată reunite. A fost așa un experiment, nu știu dacă o să continuăm cu ele reunite sau separat,
Dar toate aceste puncte de pe ordinea de zi au fost dezbătute cu mare atenție vreo 4 ore și jumătate de vinerea zi. Mulțumesc. Da, și eu, domnul, și eu voiam să și sunt în asemenea probleme ridicate de domnul Busu și vreau să ridic aceeași problemă cu o fată că experimentul care spune domnul Busu vineri și a atins în oarecare măsură și chiar n-am cronometrat, chiar că n-am început discuțiile, dar dacă e jumătate de oră, cred că este benefic. Se observă că varianta care am, sau experimentul făcut vineri, se observă că durează foarte mult discuțiile în comisie și practic dezbaterile sunt numai ample și foarte aprecie, chiar pot să spun. Vor fi puncte și de data aceasta, chiar dacă ordinea de zi a fost mai stufoasă numeric, dar proiectele de hotărâri care se vor dezbate în continuare, sunt convins că vor fi mult mai complicate și de o dezbatere mult mai riguroasă în comisii și mult mai amplă. De asta cred că astăzi înregistrăm această scurtare a ședinței de Consiliu, tocmai datorită dezbaterilor din comisii. Și cred că eu, la această dată, exact cum spunea și domnul consilier Rustu, nu știu dacă vom merge pe acest experiment, dar deocamdată eu îi acord o șansă acestui experiment când în comisii se fac niște dezbateri mult mai ample și mult mai, zic eu, mai aplicate. Vă mulțumesc! Domnul Pavarac, da, îmi permit să vorbesc în bunul de a câteva cetățeni din Dulcerii. Eu vor să afle când vor începe lucrările pe strada Salinii. Acolo e o problemă destul de gravă, care ne afectă și pe noi. Dar vă afectează și pe dumneavoastră care aveți locuri de muncă la Salina și știți despre ce e vorba, cu turismul și cu... chiar cu noi, care circulăm zi de zi de acolo. Pe urmă, avem la începutul, în dreptul primelor case din Dulcerii, un loc unde se lasă asfaltul. E o problemă veche acolo. Știe domnul primar, știe toată lumea, de fapt. Acolo ar trebui făcut un pod. Dar, poate nu e posibil chiar acum, dar o mică reparație, cum s-a mai făcut, cred că ar fi bine, de tot. Și ar trebui trimisă echipa aia care schimbă becuri, că avem încă niște lămbi de montat și niște becuri care s-au ars. Cam atât, vă mulțumesc. Domnul... La diversie, vis-a-vis de pene este un capac care face un zgomot infernal acolo. Chiar dimineața, când treceam la servicii, am avut o bucare să treacă vreo 3-4 mașini imediat la după alta, deci te scoate din apartament. Probabil că cei care introduc fibra aia optică prin canal pe acolo, n-au pus garnituri, nu știu ce se întâmplă, îl face urâtare cap acolo. Executivul ar putea să lucra cu cineva care să izoleze. Mai sunt probleme? Domnul mai ales simplu. Trebuie pus o cameră, știi, că nu mai aveam probleme. Trebuie pus o cameră de bicicletă. Garnitură dintr-o cameră de bicicletă. E simplu de rezolvat. Știe, da. Referitor la zi de oraș, noi am spus și bine la ședința de comisie, cu strada Nicolae Arbănaș, care arată super orice. Acolo merg turiști. Nu toți cetățenii se duc cu mașina la zi de oraș din Bagan, deci o parte mare. Da, o bine și... Da, o bine pe jos. Crească Dumnezeu, se lasă întunericul, lungă-i glezna, ce face? Dă judecată primăria, că așa este normal și legal. Cu 20 de roade de bitum acolo, dacă să vorbim așa mai... Se poate remedia strada aia care am asistat la o discuție între doi turiști. Nu vreau să spun ce cuvinte. Care de acces pietonală către parcul Mândră. E o rușine. Mulțumesc. Da, domnul. Tot la capitolul diverse, aș vrea să dau cuvântul care vizitează. Da, un pic, dacă mai am dintre consilier ceva de ridicat. O problemă aș mai vrea să o reamintesc, că am spus-o și în ședința de comisie, dar răspund mai des probabil că e luat în considerare și pusă pe tablou de priorități, pentru că urmează câteva străzi să fie
asfaltată în perioada următoare și sunt anumite tronsoane din zone care includ schimbarea conductei de da. Am rugămintea să fie luate în considerare acele segmente ca să poată fi pregătite înainte de agenda de operație de produs de asfaltare. Am rugat pe administratorul care răspunde de ANN-uri să mai facă din când în când niște verificări. Din spusele oamenilor, mulți vizitatori de-a noștri sunt cazați în ANN-uri. Și cei care au unități de cazare nu pot face treaba de acolo. Deci sunt plecați prin Italia, în alte părți și locuințele sunt date în chirie. Din când în când, administratorul care răspunde să meargă să verifice unde sunt plecați, cine stă. Nu se poate, noi avem aprecieri care ne roagă să le dăm ANL-uri și nu să vină turiștii să stei în ANL-urile care pentru tine și pentru oamenii din orașul lor. Deci se face un business la suprafață, cum s-a spus. Și nu e corect. Mai aveți probleme ridicați? Eu aș mai avea o problemă și dacă îmi permiteți, aș atrage, zic eu, atenția colegilor din cadrul Consiliului, colegilor din cadrul Executivului. Cred că avem o problemă de comunicare. Este o problemă de comunicare care am mai ridicat-o eu cu ocazia începerii lucrărilor de canalizare, în sensul că cetățenii ar trebui informați și să cunoască în detaliu dacă dorim să fim, poate până într-atât de transparenți, nu neapărat atât prin ședințele televizate, nu neapărat prin rețelele de socializare, pe site-ul primăriei, dar implicit prin afișare la fața locului sau prin afișare la panourile de afișaj ale orașului. Acolo unde le creăm disconfort prin o serie de lucrări. Chiar și atunci când au fost cu lucrările de canalizare, trebuia făcute niște comunicări către cetățeni să știe și să cunoască la ce să se aștepte. Că le creăm un disconfort ca ulterior să fie și un anume confort. Că nu se poate ajunge la bine dacă nu trecem prin rău. Așa cum a fost și cu canalizarea, o să creăm un disconfort și cu aceste lucrări pe anumite străzi. Și atunci, cred că la început de stradă și la terminare de stradă, cred că este necesar depus un afiș, nu cred că ne costă foarte mult, la care să ne cerem scuze, că venim și le creăm un disconfort pentru o perioadă și ar fi bine luată legătura foarte atent și cu constructorul și să se țină, să-i urmărim, să se țină de termene. Dacă spun că strada Capitan Cușilă va fi terminată într-o lună, într-o lună să o termine. Iar noi să punem acolo termen de începere, termen de finalizare, astfel încât cetățenii să aibă o dată, pentru Dumnezeu, o oglindă a activității noastre, ca și Consiliul Local, și să ne spună, da, domnule, v-ați ținut de promisiuni, ați făcut ceea ce trebuia, ați urmărit realizarea lucrărilor, ați urmărit recepția lucrărilor, a ieșit o lucrare bună, da, vă mulțumim. Sau să ne spună, n-ați urmărit, n-ați verificat, asta e lucrarea, asta e munca dumneavoastră. Uitați, stimați consilieri și stimați executiv, aici este lucrarea dumneavoastră. Eu de asta aș avea rugămintea și să știți, dacă nu considerați că este necesar, eu am văzut în orașe din zona noastră. Și luați exemplu oraș Comănești și luați exemplu și din Moinești, am văzut afișe care executivul și Consiliul Local spunea, va începe lucrarea de, în termen de. Se va finaliza în termen de. Și atunci lucrurile vor fi, consider eu, foarte corecte și în discuțiile noastre cu cetățenii. Și cetățenii vor putea să se adreseze cu mai multă tărie către noi. Vă mulțumesc frumos! Dintre colegii consilieri mai au delegat o problemă? Sunt domnul primar, poate. Da, problema ridicată domnul Pavalache cu Salina. Nu vă pot spune data la care se va repara drumul la Salina și noi dorim să se facă de mult. Este licitația acum, se va stabili constructorul
și vom încerca să rezolvăm această stradă. Toți știm că este cel mai important obiectiv la ora actuală, pentru că acolo, din toți turiștii, ne vom strădui să facem cât mai repede stradă. Până atunci, în aceste zile, vom face deplasare și cu domnul director Ilie să vedem dacă putem îmbunătăți într-un fel sau altul accesul acolo. Problema domnului Pecărări, am fost acolo cu experții, nu s-a stabilit încă soluția, dacă este pot, dacă se fac consolidări, deocamdată trebuie să comandăm câteva foraje, să vedem exact structura solului cu carotă, să se vadă ce este acolo, pentru că în decursul anilor s-a tot făcut tot felul de variante. Dar este în atenția noastră și acest lucru. La iluminatul public, când nu funcționează, avem compartimentul pe care răspunde domnul Nicseanu, vă rog să-l sunați și trebuie să-l ligheze cu viteza cea mai mare. Avem un contract cu o firmă specializată care trebuie să rezolve toate defecțiunile care sunt. Domnul Iaru, vom lua legătura cu cei de la telefoane, pentru că ei au luat la cele cămini, schimbă fibra optică, să rezolve și această problemă. Strada Arbănaș, am luat la cunoștință, de ce a spus noastră, vom încerca până la orașului să reparăm acolo, cu schimbarea conductelor de apă. Se lucrează acum la toate tranșamentele, pe străzile care le, unde vom schimba asfaltul și unde vom asfalta străzile, se vor schimba toate aceste conducte. Problema care ridică domnul Grozavu, care în atenția noastră, să verificăm dacă planele se fac sub închiriere, ele sunt interzise. Domnul Ilie, dar propunerea noastră este interesantă și sigur discutăm, dar cred că și acele afișe care sunt noastre nu are decât să informeze mai bine cetățenii și poate și aceste explicații, pentru că sunt tot felul de zboruri și este bine. De aceea și rugămintea mea este, sunteți aleși de cetățeni, cetățenii au avut încredere dumneavoastră atunci când aveți ocazia să vă întâlniți, vă rog să le spuneți și să prezentați lucrurile așa cum sunt ele. Și eu aș dori ca toate termenele care le trece constructorul să finalizeze la termenul stabilit, dar de când sunt eu primar, nu cred că un constructor a rezolvat problema așa cum s-a angajat. Și vedeți că apar tot felul de probleme, nu mai mult decât haideți să amintim de strada Velea. Dacă nu au cele două luni, poate o rezolvau. Așa, vedeți că s-a rezolvat imediat după alegeri. Dar am ținut cont de propunerea noastră, vă face aceste afișe. Mulțumesc, eu trebuie să mai fac o informare. Și această informare se referă la imobilul de pe strada Asahi numărul 2, unde a fost la poliție. Știți că până în anul 2015 și-a desfășurat activitatea poliției aici. Noi avem o adresă, în data de 4-12-2015, când doamna Cotreanu Arghel Gabriela, din Germania, proprietara terenului, cea care s-a judecat cu poliția și a reușit să îi se retrocedeze terenul, și-a exprimat intenția de a vinde această casă. Am discutat în ședința Consiliului Local și din 21-12 și data 24-2 și Consiliul Local a fost informat, s-a luat un aviz de principiu, noi am făcut un raport de evaluare și biroul de achiziții a contactat o firmă de evaluare. S-a făcut evaluarea, raportul de evaluare a stabilit că valoarea de piață a proprietății este 130.200 de euro, respectiv 581.400, la costul de 4.46, fără atunci. Aflându-se în apropierea sediului de administrativ al primăriei și având o poziție centrală, am avut și un studiu de oportunitate, achiziția imobilului a fost pusă în ședința Consiliului Local din 31-3 și în hotărârea 32, Consiliul Local a aprobat achiziția acestuia la un preț ce nu poate fi mai mare decât valoarea stabilită în raportul de evaluare care a fost însușit de Consiliu. Eu aș veni cu rugămintea la dumneavoastră ca, în vederea continuării procedurilor de achiziție acestui imobil, este necesară constituirea unei comisii de negociere din cadrul executivului și
Și aș propune ca la această comisie de negociere să facă parte, să nominalizați dumneavoastră, trei membri care să participă la negocieri alături de reprezentanții executivului. Pentru a elimina orice discuție și pentru a da o transparență cât mai bună. Deci eu aș ruga la președinte de la fiecare formațiune politică sau nu știu pe ce criterii, Consiliul Local să numească trei persoane și la întâlnirea care va avea loc cu această doamnă sau cu reprezentanții pe care va trimite să participe la Comisia de Negociere. La Partidul Național Liberal propune pe domnul Mihai Rostu. Alianța Liberală Democrată propune pe domnul Nunțu Prostache, dacă și consulat. Bine, vă puteți și autopropune, nefiind dacă e cazul, deci nu-i problemă. Deci, nu neapărat, pot fi mai mulți și vor fi votați în lucrurile ăla. În partea procedurii, s-a fost și domnul Prostache. Mai pot fi și alte propuneri, dacă... În partea în 10, s-a fost pe domnul Consilier Lucet Constantin. Nu mai este cartea? Și la intenție. Dar nu le deranjează. Poți să propun și de la dacă consider. Eu cred că dacă au rămâne, dar rămâne poate cu problemă. Pot fi și cine să fie impar să poată vota. Mai important este să rezolvăm problema. Dar ce se întâmplă? Acum mi-am dat seama că sunt și consilieri noi care nu știu această discuție care a avut loc. Nu am avut dezbatere, a fost mai multe variante, să cumpărăm, să nu cumpărăm acest teren, este oportun sau nu oportun această achiziție. Sigur că cel care a câștigat rândul de gândire de proprietate, sentința definitivă și irrevocabilă era cu demolarea acelor clădiri. Cum dacă stai și te gândești, poate era mai bine să-ți lua terenul cu acele clădiri, să facem ceva cu el. Dar așa a fost sentința, pentru că clădirile care erau s-au demolat, deci corpul nou de poliție, cum știți toți, el s-a făcut de către SRI, avea camere, unde a fost securitatea înainte, am mai avut primăria, avea și ea o cameră, de la evidența populației și au fost trei ministere care trebuiau, practic, să cedeze acele spații. Și atunci a fost sentința cu demolare, poliția a plătit și demolarea, s-a demolat și am ajuns în faza inițială cu clădirea veche, care a fost conștitor Codrean. De ce a trebuit? Eu doar vă spun doar câteva aspecte, s-au dezbătut aici toate aspectele, dacă merită sau nu merită, dacă trebuie luată sau nu. Gândiți-vă că dacă ei scot acest teren la vânzare, poate achiziționa orice privat. Și în această zonă, poate să apară, nu știu ce, construcție. Din câte știu eu, un supermarket este interesat de a veni în zonă. Terenul are mare valoare pentru noi, pentru că avem atât fostul cămin de fete, avem și fostul club a elevilor și putem avea o suprafață de teren a primării în care viitorii consilieri vor putea propune orice obiective care ar apare în zonă. Acum, negocierea. Asta puteți participa și alții dacă doriți. Noi am mai achiziționat clădiri, am cumpărat Casa Borisov, tot așa am făcut, cu o comisie din negociere și tot Consiliul Local trecut a aprobat și cumpărarea două terenuri, unde avem cele două stații de pompare, la Tisești. Deci nu trebuie să ne ferim să cumpărăm aceste terenuri. Eu știu că sunt discuții și că toată lumea crede că și-a cumpărat cineva din primărie terenul, nu, nu-l cumpărăm pentru că este foarte bine. Și eu vă dau un exemplu. În 2002, când am cumpărat terenul de la BAP, eram singurul primar din tot județul, poate și din țară, care am cumpărat terenul. Și uitați-vă că acum stația de pompare se face pe acel teren. Și nu știu dacă mai găseam acum un teren liber. Da. Deci, domnul președinte, au fost domnule, le luați. Nu vreau să fac parte din voi. Știți bine că nu sunt de acord cu cumpărarea cartei fostei sediul la poliție și cu asta am încheiat. Bun, mai vreau ceva să fac parte? Dacă nu vom spune la vot cu... Aș mai vrea să aveți ceva de sunt. Nu, cred că nu asta cu... Deci, până la urmă, comisia de negociere a fost formată din Rusu Mihai, Rusu Costache, domnule, Rusu Mihai, Rusu Costache, Bucura Aurel și Roșteț Constantin. N-ar trebui să fie cinci. Nu neapărat. Această comisie va fi completată cu reprezentanții executivului? Care vor acolo? Da. Care vor da. Va fi materializat în comisie de executiv. Noi vom întâlni, înainte vom avea o discuție individuală, că nu facem bulge cu lucrurile în turn. Absolut. Va fi cel care discută, noi să fim aproape și să... Susținem... Formulați un punct de vedere comun și
Da, domnul. M-am înțeles. Încerăm cu interesul orașului să fie cumpărată proprietatea de acolo. Dar până atunci ce facem, că sunt bălăriile cât gardul. Ne-am văzut acum o oră când am venit la ședință. Și văd câțiva cai acolo care pasc. Chiar sunt bălăriile cât gardul. Nu știu, proprietarea în Germania, am înțeles, nu știu unde, dar ceva trebuie făcut. De pe aici prețul mai mic dacă e așa. Și el lângă primărie, nu are face bălăria cu prețul, nu. Păi nu se cumpără la un preț mai mic, care e iar e bălăria. Hai să trebuie să punem la vot comisia, care am trăcit-o ADN-ul. Și cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu are mișcare. Da, rog. Noi am, practic este proprietate privată și trebuie să avem nici noi grijă aici. Da, am făcut un gard în față, am făcut iluminatul, însă nu a funcționat, am lăsat așa, atunci când vine văzătorul, se vede că nu are chiar o avere. Fata nu e chiar atât de frumoasă. Dar asta rămâne între noi, doar la televiziune. Nu mai știe. Dacă nu se arătăm, nu ai nicio șansă. Dacă nu... Plus de asta este o măsură deja luată, că prin legea care am aprobat-o și regulament, nu se impozitează exact. Cu față de proprietăți. Deci toate sunt îngrijite. Nu mai spunem mai bine. Toate proprietăți neîngrijite. Ori doamna se încadrează la proprietăți neîngrijite. Dar asta le discutăm în comisia pe care noastră. Și acum, fiind RN de categorie A, la care are un impozit destul de important, că și suprafața e mare, impozitul fiind după ca mustură obții. Da. Bine, astea sunt mici amănunte care fac parte din... Deci trebuie scoși și caii de acolo, că mănâncă bălările. Nu știu, am văzut și asta. Dacă doamna ar fi inspirat, ar costa o bără mai puțin de igienizarea și cositul acelei suprafețe decât taxa e suplimentară. Dacă dintre domnii consilieri sau doamne, mai am o problemă, da? Aș vrea să am o informare pe linie de sport. Asociația Județeană de Fotbal Bacău, a trimis o adresă acum în urmă de zile și ne roagă. Prin prezenta vă rugăm să aveți amabilitatea să ne comunicați participarea sau neparticiparea echipei dumneavoastră în campionatul ligii a 4-a ediția 2016-2017 a echipei de fotbal. Și trebuie să comunicăm un răspuns până la data de 1 august. Așa, niște puncte de vedere, continuăm cu echipa de fotbal, nu continuăm. Domnul președinte, ce îi spune? A fost domnul președinte. V-ați dat demisia? Da. Nu e nicio problemă, fiecare poate să-și pună punctul de vedere, că am înțeles în campania cu o lună jumătate, cam toți vizitam. Toți vizitam echipa de fotbal și spuneau că... Băi, m-au câștigat, m-au câștigat. Cum s-au terminat să limpezi dabile, nu se mai ocupă nimeni, știi, rămân tot ce-i de. Și chiar pe unii am și-o întrebat, vă place fotbalul, cum până acum părea. Da, erau de la un NBR și nu au mai părut. Da, nu, la Dan Diaconescu erau. Da, dule, părerea mea, din punctul meu de vedere și a orașului, e să continuăm, să înscriem echipa, că e greu o calificare. Noi ne-am calificat foarte greu din orașunească în județ. Și ne-am costat foarte mulți bani ca să ajungem pe poziția Ligii a 4-a. Și cu cârpelele care le-am făcut noi, un jucător de gol, unul de gol, nu vine nimeni neplătit. E clară treaba, că nu mai e o plăcere. Plăcerea trece pe stomac la toată lumea. Și trebuie gândit o formă cum se cheltuiesc și bani pentru zilele orașului, pentru alte chestii. Se poate în Consiliul Local să aprobe o sumă de, ca să știi, domnule, pentru activitatea sportivă de fotbal, alocăm suma de. Și atunci, dacă trece prin Consiliul Local și se aprobă, atunci știi de unde să tragem bani. Dar altfel, deja mă ducă la doamna Furtoare, pentru că doamna știți că trebuie plătit arbitrajul 160 de milioane pe anul fotbalistic care ține cei doi ani. Odată toamnă, odată primăvară și sumele sunt mari. Trebuie plătit și medicul care participă, arbitrajul, terenul, apa, foarte multe. Adunate la un loc se duce la... Eu am făcut așa în mare o cheltuială, se duce cam la 1.100.000 un an competițional. Plătite toate la zi, cu și cu primirea jucătorilor. De exemplu, să foloseam un sistem, acum vreo 3 ani, când aveam eu echipa de fotbal în primire. Deci, la meci câștigate, dădeam 50 de lei de fiecare jucător și la deplasare le dădeam 30 de lei, chiar dacă își pierdeau. Nu veneau în deplasare, nu venea nimeni dacă nu ia atenționare. Deci totul se plătește. Asta e situația. Inclusiv transport. Inclusiv transport, dar ținând cont că cu transportul trecut la primărie, merg să primăria cu cele două autobuze să facă deplasare. Și încă un punct de vedere, ar trebui să încurajăm să facem echipa de juniori. Pentru că copiii ăștia mici care cresc,
le trebuie să iasă undeva. Dar tot într-un ritm organizat. Să înscrie, să fac tot la județ, înscrierea juniorilor. Până în 10 ani, până în 12 ani, până în 14 ani. Sunt grupe care le folosesc Voineștiu și Ionești. Ar trebui și noi să ne încadrăm și să facem un alt fel de organizație. Domnul președinte, ceea ce spune domnul Cruzan nu are perfect dreptate, dar având în vedere că suntem la început de mandat și cred că domnul primar e de acord, hai să facem un program de redresare a acestei activități, să ne întâlnim câte un reprezentant din partea fiecărui grup, împreună cu executiv, și să analizăm calea pe care să urmeze aventura sportivă în orașul nostru. Că de fiecare dată am tot pe la jumătatea mandatului trezeam și începeam și opream. Hai să găsim niște soluții foarte concrete și sunt soluții care să pot materializa ceva bun pentru sportul de regulare. Domnul consilier, este foarte bine cum la început să reglementăm această activitate. Noi nu putem face plăți pentru aceste cheltuieli care sunt, nu am făcut cheltuieli mari, am făcut doar arbitrii, transport și ce a fost atât. Dar, rugămintea este, acest club trebuie să funcționeze după statut, să aibă organismele de conducere așa cum le prevede statutul și de aceea și eu cred că domnul Muțu are dreptate. Haideți toți oamenii care vă pricepeți mai mult la fotbal decât mine să vă întâlniți și până la 1 august, când trebuie să începem activitatea, să știm exact cine este președintele, cine face parte din organismele de conducere pe care prevede statutul și să funcționăm așa cum trebuie să funcționeze un club adevărat. El poate trebuie înregistrat, el poate avea și alte activități și de aceea v-aș ruga frumos, când doriți dumneavoastră, să veniți și să vă ocupați de această problemă. În sarcină are și domnul Drăgăniță, ca și viceprimar, dar vă rugăm și pe dumneavoastră să veniți cu păreri, cu variante, să putem face această activitate să funcționeze cu condiții normale. Până la 1 august ne putem doar primite un răspuns. Că suntem de acord, dar eu vă spun că nu vom putea face plăți atâta timp cât nu există activitatea și că nu avem buget prins pentru această activitate și banii să fie cheltuiți așa cum spune legea, ca să nu avem discuții cu această echipă. Dacă tot ne vom constitui o echipă, un comitet, ar fi bine să fie din inițiativa fiecare, adică nu impunem cuiva. Cine ar vrea să facă parte din asta? Eu, bineînțeles că vreau și trebuie și vreau să fac parte din asta. Domnul Cristian Voiche, am înțeles că vrea, nu? Dar la Jean Liberal, îl vorbim de subsemnat. Și apoi nu poate lipsi domnul Grozau, care este inima și motorul echipei. Și v-aș întreba, nu ați încercat să atrageți sponsori? Nu se mai discută. Ați încercat. Păi, aici domnul Grozau, eu, domnul Antoche, domnul Nuțu, mai dorește. Cine vrea să fie... Știam că se oprește 3% la persoanele juridice. 2% da, salariat salaria pentru sport. Da, 13 de lei care s-a nu e suficient de sumă. Deci 160 de lei. Nu se oprește la fiecare întrebare. Ba da, și atâta s-a adunat. Doamna contabilă nu va să... Suma nu este suficient de... Păi, deci 13 de lei. Asta s-a făcut. Mai dorește cineva? Dar mai fi un loc. Nu, eu sunt puternic să mă ocup fără. Păi tot sport. Cine vrea? Cine are plăcerea? Cine vrea să își poate? Deci că suntem eu, prea voastră, domnul Grozau. Da, puteți să-l cortești de rău. Păi bineînțeles, cu plăcere, că noi este tânăr, îmi place sportul, nu? Păi, că discutăm o chestiune în care se intre trei. Păi este bine să veniți în echipă. Da, puteți veni când nu avem medic, veniți din partea aceea. Eu ca să dar mai fi bine. Bun, și doamnă, ce puteți ești din nou? Și dacă vă mergeam cu ăsta. Cine sunteți? Cel mai tânăr, nu? Da. Se spune la fost constituirea comisiei pentru, cum se spune, pentru salvarea echipei. Pentru salvarea echipei. A clubului Mătura, Târgovna. Deci domnul Drăgănuță, subționatul, domnul Grozavu, domnul Nuțu și domnul Măciucu. Dacă sunteți de acord, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate. Dacă nu mai sunt la diverse din partea domnului consilier, să ascultăm pe doamna care vrea să iei cuvânt. Bună ziua! Eu am venit aici cu probleme. Noi suntem oamenii care suntem evacuați din strada de la 5.
de rezolvat nu ne-a putut rezolva deocamdată primăriți. Deci nu ne poate rezolva nimeni. Noi trebuie să ne rezolvăm problemele singure, nu? Asta este datoria noastră. După cum spune, să spune din primărie de aici, că noi trebuie să ne rezolvăm singur problema noastră. Noi de ce avem un primar în orașul Târgovna? Să ajute cetățenii. Deci acești cetățeni au pus ștampila pe acest primar. Au votat pentru rezolvarea fiecărui cetățean din Târgovna. Sau de unde, de unde aparține. Râdem, domnul primar, dar asta este problema. Dumneavoastră, ca primar, m-ați trimis unde? În fundătura Lucei Negri. Hai să nu comparăm oamenii de acolo cu noi. Deci eu, noi nu avem fuste creții lungi sau un buletinul meu. Nu știam, poate știți dumneavoastră că în buletinul meu scrie rom. La mine scrie română, nici de cum, aceeași naționalitate. Deci facem discriminare între români, maghiari sau unguri, da? Sau altele naționalități. Deci eu am venit cu rugămintea de-atâtea ori la dumneavoastră și v-am spus, asta e un an și ceva de zile de când tot vin la dumneavoastră cu a rezolva o situație, o problemă, da? Problema noastră a fost casa. Deci toată situația mea a fost casa. Mă rezolvați cu casa. Înainte de voturi, domnul primar, mi-ați promis că mă puteți ajuta. Aveți 16 apartamente, aveți pământ, aveți casă. Deci se poate rezolva. Acum, după votare, nu mai aveți că nu are obligația primăria ca să asigure acești oameni. Eu stau, domnul primar, nu cum spune toată lumea, deci toată lumea din Târgovna spune că mi-am găsit casă. Nu mi-am găsit casă. Eu am stau la picapul copiilor. Deci am fata care stă cu chirie, am băiatul care stă cu chirie și stau picapul lor. Deci dacă mi-i convenea și aveam casa mea proprie sau a mea închiriată, nu mai aveam și făceam atâta tantamuri să fi adus toate lucrurile aici în magazia care este la dumneavoastră, plină de funingână, că am intrat într-o zi ca să iau un cap, o să-l predau la DEA și m-am făcut de funingână din cap în picioare. Deci nu mai aduceam hainele mele aici, domnul primar. Deci le luam și le duceam acasă unde știam eu că trebuia să stau cu chirie. Sau dacă era casa mea, sau dacă era pământul meu. Am stat 44 de ani acolo, domnul primar. Cine mă poate rezolva? Mie, între ăștia 44 de ani, banii pe chirie, unii eu unii am plătit. I-am plătit la mine sau la părinții mei? Nu. Am plătit la stat. Deci am plătit statului chiria. În momentul când mi s-o cumpăra casa, eu am avut contractul de închiriere și plăteam chirie aici la dumneavoastră, la primărie. Da? Deci mi s-a cumpărat casa cu contract în mână. Deci contractul meu era în mână și casa mea a fost cumpărată. Da? Deci am avut un contract de închiriere încheiat cu dumneavoastră, domnul primar. Și în continuare plăteam chirie. Deci am plătit chirie până mi s-a cumpărat această casă, până în iunie 2013. Și casa a fost licitată în 2012. Deci să ținem cont de treaba asta. Deci văd că tot jurul să ia în măsuri că să cumpărăm, să facem, dar pentru acești oameni care stau ca bai de capul lor, cât n-ar fi să mergem cu cerșetul din poartă în poartă, dar noi suntem oameni, suntem cu bunul simț. Deci la fel. Nu suntem oameni de aia care să facem, dacă era să facem tantamuri, eram aici în fața primăriei. Aduceam toate televiziunile din toată România. Dar nu, n-am făcut. Am făcut într-așa natură, unde am stat și ne-au scos afară, oamenii cetățeni au adus ProTV-ul. De atât. Deci unul singur care a venit cu acel ProTV. De restul nu se rezolvă nimic. Ce este de făcut? Deci eu cred că și Consiliul, deci oamenii din Consiliu sunt votați de către populație. Și cred, prin speranța, că și Consiliul are puțin obligație, nu mai mult, puțin. Din ceea ce se discută aici, peste tot, drumuri, canalizări, case, apartamente, toate se fac cu Consiliul Local. Deci și pentru noi se poate face ceva cu Consiliul Local. Deci să punem la dispoziție o casă, că degeaba ne dai pământ, vine iarna, noi stăm pe drumuri. Cum putem să stăm? Stăm pe la castroane. Deci stăm până când se întunecă. Că nu poți să stai pe capul copilor. Unul are 3-4 copii, unul are 2 copii. Poți să stai pe capul lor, dumneavoastră, ca cetățeni, ați putea să stați pe capul copiilor, dumneavoastră. Eu nu cred.
Eu nu cred. Eu nu veneam mereu să fac atâta tantamuri și atâtea demersuri la dumneavoastră, în toate măsurile, dați-mi. Undeva se poate. Deci este, sunt locuri, dar nu se poate da. De ce? Bun, doamne, ce suntem, dar noi... Haideți să vedem ce spune, poate lămuri executiv, e vreo variantă pentru doamna. Nu numai pentru doamna, suntem trei familii în situația asta. Deci nu numai pentru mine. Eu în casa aia mi-am investit, domnul meu. Am investit în casa aceea, mi-am băgat toată munca mea care am muncit aici la primărie 13 ani de zile, eu învăț să mă folosesc pentru mine, băgam pentru materiale de construcții într-o această casă, ca să nu cadă jos. Deci, pe bună bazată, pe bun bazat, că casa, deci eu voi fi proprietar la această casă. Deci voi cumpăra-o eu. Nu sunt eu de-a degeaba, că nimeni nu dă degeaba. Deci totul este cu bani. Deci și eu puteam să fiu prima la licitații, să licitez și eu, cum a licitat-o și domnul Buzan. Eu de ce n-am știut de această licitație? De ce nu am dus cu domnul Frăzaru la licitație? Dar vedeți, asta e, dacă nu am fost anunțată. Eu n-am fost, deci, om de stat. Am fost om de rând. Oameni de... Așa. Ia povestiți de o privată. Eu pot să vă dau cel mai curat. Eu sunt persoana în cauză. Ca să vă informez, deci, casa a fost pasă la licitație pentru... prin executare de Bacău, cu 2 ani în de vânzare. Am acut, dacă vreți, vi-l aduc să vedeți. Și are alte și doamnele. Este cu 2 ani înainte. Nu știu cu 2 ani de zile. Cu 2 ani de zile a fost scoasă de când o dat chestii. Nu, eu am fost la seara, mă scuzați. Da, haideți să vreau să ascultăm și după asta a fost scoasă în buletinul oficial de 6 ori anunțat pentru vânzarea acestui obiectiv. Putea să particip și dumneavoastră și oricine putea să participe la cumpărare ei. Eu, având alături cumpărat, am zis o cumpăr și pe aia. Și am cumpărat. Dacă nu a fost altcineva cu ce se devină, cu toate că după cumpărarea obiectivului din 2013... 2012. Până acum, în 4 ani de zile, au stat la mine. Nu le-am cerut un leu, Filip. Poate să spună dacă le-am luat un... Eu mi-am plătit ațel și îmi cer scuze, în 2014 eu am aflat că casa este cumpărată de la Chitele. Deci acolo am aflat că casa este cumpărată de la Chit TV. Până atunci eu n-am știut de această casă. Am făcut demersuri, că demersurile mele sunt și am știut... După am zis că au fost scoasă în buletinul oficial. O fi fost, dar în buletinul trebuia să fie... Doamne, nu putem acum. Actul e făcut, deci, acum să vezi cu varianta, pentru asta, lasă-te. Până la urmă, ai făcut sesizare și până la Iohannis. Intrația clasică, poate să mă dea una. Deci, ați făcut sesizare până... Nu-i problemă, dacă mergi pe picarea asta... Și îmi convine răspuns de la Iohannis, la președinții, când aveți dreptate în cazul de față. Păi mergem și acolo. Păi ajungem și acolo, bineînțeles. Dar ați ajuns când v-a dus răspuns. Dar mergem și nu am ajuns, încă la Iohannis, încă n-am ajuns. Dar ajuns la Palatul Parlamentului, intrăm acolo în ședință și ajungem la Iohannis. Și dacă vedem când are audiență domnul Iohannis și intrăm. Hai să vă dăm un răspuns perfect. Dacă toți cetățenii orașului Târgu Mureș, din 12.000 de locuitori aici, ar veni pe capul primăriei și Consiliul Local că dăm casă, păi aveți o vârstă, da. Hai dumneavoastră, dar dintre atâtea familii, chiar nu ați putut nicio familie să vă faceți casă? Că ați muncit și dumneavoastră și soțul tot timpul. Eu îmi cer scuze, am muncit și eu și soțul, dar banii mi-am băgat în casa aceea pe mediu că eu voi rămâne. De ce n-ați cumpărat? Dar scuze-mă, domnul Grozav, eu numai dumneavoastră ați știut de această licitație. De ce n-am știut-o și eu? Doamnă, vă rog, nu-i locul acum să luăm legalitatea. Păi dar nici nu domnul Grozav nu este loc ca să spună că cumpărat. Eu am venit să-mi cer scuze. Deci am spus punctul meu de vedere. Incheată problemă. Ca să vrei un ajutor, asta spune. Exact. Eu nu am zis că tu nu am cumpărarea. Sunt alte instituții care sunt de legalitatea cumpărării. Nu-i interesează noi. Acum trebuie executivul. Are vreo soluție pentru doamna? Dacă nu are, asta e. Exact, asta e. Asta e. Păi dar când mă pun la urmă, să discutăm. Potrivă când ți-au tiești, alea a depind cu ei. Da. Să găsești o soluție. Poate spune executivul vreo soluție. Stai jos acolo, că poate găsești o soluție. Este o, uite, ți-am dat o variantă la spital. Gândiți-vă acolo, la unde a fost stația de urgență, duceți-i acolo. Momentan, după prezentare. Să cum mai să despre cazul a fost prezentat și în Consiliul trecut. Și aveți scurt, pentru că mă rog la domnul Iaru să spun care este situația. Acea clădire, așa cum a spus domnul Grozavu, a fost scoasă la licitație.
Da. Despre legalitatea vânzării, am avut plângere penală făcută la parchet de către doamna Marco Mie și doamna Cozaru. Parchetul a analizat și s-a pronunțat, a dat de începe urmările penale pentru că a constatat că nu s-a făcut infracțiune. Doamna s-a mutat acolo în iunie 2012, pentru că a fost primar doamna Imanov, ca să poată facilita oarecum să o lege de acea clădire, a făcut un contract din iunie 2012, când s-a avut mutație până, până atunci, pe strada Aurora, parcă, da? Da, bine. A încetat parchetul, că nu discutăm și dacă cineva din consilier dorește să cunoască amănunte sau dorește să implice foarte bine, poate are o soluție pentru doamna Manu. Ce am propus noi? Am propus terenul, pentru că domnul consilier Grozavu a donat, să spunem, materiale de construcție, azi toate materialele din construcție, care rezultă din... Acum nu mai dați nu mai dați da. Sigur că situația s-a tensionat, anul trecut a spus că dă materiale, a venit în consiliul local, noi am aprobat două terenuri. Pentru fiul doamnei Marcu, care are sub 35 de ani, și îi dădeam terenul gratuit, și celălalt teren, doamnei, nu mai știu, fiind două loturi de teren. Ele sunt pe Costache Negri, mai jos de fundătura Cenegri, unde începe strada care merge spre... Bădănat. Spre... Nu Bădănat, asta. Da? Sunt spre niște locuitori a orașului, chiar în față, la Costache Negri. Da. Deci unde se construiesc case, este chiar aproape de șoseaua națională, nu am făcut nicio discriminare. Toți cetățenii orașului sunt egali în drepturi, dar și în obligații. Și am propus aceste terenuri. Le-am propus înainte, acum am propus iarăși. Săptămâna trecută am vrut să venim în această ședință din Consiliu. Am și făcut proiectul de hotărâre ca să dăm aceste terenuri până în iarnă cu materialele care sunt să poată să-și construiască o casă. Deci au venit și au refuzat în scris aceste terenuri. Nu am înscris, nu, nu. Îmi pare foarte rău, n-am refuzat niciodată un scris verbal. Deci în scris n-am dat nimic, nu. Păi dar uitați acum în fața Consiliului, spuneți că refuzați acele două terenuri. Mai mult primăria decât să dea. Nu. Confirmați refuzul. Îl confirmați sau nu îl confirmați? Sau vă mai gândiți? Un fundator al lui Cenegri. Nu, este din mai o roșiță pământ peste 300 de metri. Deci ce fac? Păi este acolo, deci acolo nu s-a putea? Deci a fost primul refuz pe strada totuși. Deci noi am luat de... Noi avem ca să rămânim lucrurile. Am, prima dată am propus terenul pe strada totuși. Eu mai luat din poliție. Au refuzat terenul. Acum am găsit două terenuri. V-am spus exact intersecția spre stația de epurare, în Costache Negri, două loturi de teren pe care am oferit. Deci s-a refuzat. Și vedeți că o spun aici, n-a avea proiecte de hotărâre astăzi făcute, dar dacă a spus că nu acceptă, noi nu avem alte terenuri. Ce spune doamna pe Maior Roșiță, este un teren unde are primăria câteva clădiri, dar care sunt cu chirie, iar din cele 10 apartamente care are primăria la ora actuală, toate sunt ocupate de chiriași. Mai avem câteva case pe Căpitan Bușină, unde avem doi chiriași, nu poți să dai om afară, că el a plătit la zi și stă acolo de mai mult timp. Am verificat și problema care spune doamna că nu stă acolo. Noi când am fost, ei erau acolo. Și pe Maior Roșiță, unde avem, la fel, doi chiriași sau trei chiriași într-o casă naționalizată. Nu avem altă posibilitate acum să oferim, nu că ar fi rea voință, chiar nu avem. Dacă din rândul consilierilor și dacă domnul Măciucă dorește să verifice, poate găsește însă o soluție, noi am mulțumit frumos. Haideți ca să nu mai să transmitem informații care nu sunt tocmai corecte. Dacă cineva are o propunere și dacă doamna Marcu are o propunere care poate fi realizată, noi suntem de acord să rezolvăm această problemă. Cu mare plăcere. Am oferit la Casa Blanca. Sub nicio formă nu a acceptat. Din... mai să nu păi nu da. Dar să știți că au fost mai multe familii. Familia SAS a plecat acolo. Păi dacă am zis eu să plece. Nu, zice că nu pleca niciunul. Deci eu i-am trimis domnul primar. Deci în cauza mizerii sau... Dar dumneavoastră sunteți lideri, dumneavoastră trimiteți, dumneavoastră rețineți, da. Deci am propus Casa Blanca, una din familie a plecat, am propus Trotușu, am propus Cenegri, cu fundătura lor, acum nu știm care ar fi posibilitatea. Dacă dânsa are o altă variantă, eu sunt de acord să o propun. Chiar dorim să rezolvăm această problemă, dorim să găsim o soluție, la ora actuală nu avem altă soluție. Bine, mulțumim, am înțeles. Mai, dacă nu mai sunt probleme, declar închisă ședința. Mulțumim.
și de sus. Mai vorbim cineva? Am o scuzați. La noi la piață, domnul Măgică știi, s-a certat cu cineva din piață, l-am sunat pe domnul Vinci când era pe domnul David, când am... Domnule, aș vrea să reglementăm problema circulația pe strada George Ionescu în piață. S-a pus prima dată un panou care scria cu excepția poliției și o ținut o zi, după aia s-a dat jos și spune, cu excepția riveranilor. Domnule, intrarea la piață, înțeleg, lunea n-avem unde să ne ducem, că e târg. Vrem să vină poliția, dar cu ajutorul dumneavoastră, domnule, că de când înainte de votare și până acum, acum s-au mai reglementat problemele, că am văzut, am asistat, v-ați spus în nou mandat în funcțiune. Domnule, aș vrea ca să se liberalizeze traficul de toți care sunt agenții economici, înțeleg, domnule, au marfă, trebuie să ducă marfa în piață. Sunt conștient de chestia asta, că și eu dacă aș fi acolo, aș fi și eu împotrivă, serios dacă nu. Domnule, dar dacă el e agent economic și descarcă marfa la o oră, ține mașina cu o oră, domnule, nu trebuie să blocheze drumul, ci ăla care stă în spate la noi, la piață, acolo, la F1, domnule, să ne luăm la cea pentru noi. Ca poliția ta, de, și cu parcările astea, prostiile astea care le-ați votat în Consiliul Local. Domnule, noi la piață aveam loc de parcare, din înțelegeam toți. A început, terești, scrii pe peretele de la piață, vecinul meu scrie de jos, dar n-a venit niciunul să zică, domnule, din partea primării, că am întrebat-o și pe doamna Laura. Doamna, există un reprezentant din partea dumneavoastră să facă cereri, a făcut locuitorii, care sunt persoane care locuiesc acolo, au făcut ca un drept rezervat, e normal. Domnule, dumneavoastră când le-ați aprobat chestiile astea, nu v-ați gândit că trebuie să vină cineva și să maci drumul? Locul ăla, 12 metri cât e să vă vine cuiva? Pe cuvântul meu, domnule, dacă nu. Și există numai discuții. Eu atâta cu din gură n-am zis nimic, am venit cu mașina să vedem ce se întâmplă. Că am fost plecat, fiecare eu, dacă am plecat, omul a scris. Și eu tras un papel, și celălalt vine, că așa e situația, na. Și vreau să o reglementăm problema asta cu parcarea la piață. În primul rând, că ne-a ajutat primăria de a avut conducta de canalizare înfundată, ni s-a dat mașina de la pompier cu ajutorul lui domnul fostul vicii David. Ne-a făcut, domnule, când a intrat, era plin, n-avea cum să iasă mașina din pompier. Cu fața a intrat și cu spatele a ieșit. Haideți să ne gândim și la o variantă să fie fluidizată, domnule, traficul. Facem parcări de prima dată, rămân aia care sunt de la scara cecului și au tras ei parcările unii și au semnat pe pământ pe asta și să facem o chestie ca să fie fluidă, domnule, că altfel nu se mai poate produce. Serios, dacă nu. Că toți, n-ai ui să te adresezi și oprim de la la caiafa, dar s-a săturat, gata, s-a terminat, ați votat, bun, merge din 2014, parcările, n-ai indicare, vrea să și n-are nicăt. Eu dacă nu vreau, nu iau, nu mă poate obliga nimeni, nici Consiliul Local nu mă poate obliga. Dar vreau ca locul pe George Ionescu, intrarea la piață, să fie liberă. Că ține și administrația locală, dar nu ține numai din poliție. Că degeaba îi spui polițistului că ăla e la circulație, vine odată de două ori, dar nu vine în fiecare zi. Trebuie luată și o măsură așa. Ca să fie. Și a doua, uitați, s-a întâmplat o chestie la G7. Băieții de la CRAP, domnule, se înfundă pe casa scării, coloanele de apă, la mine, la asta, domnule, dă telefon. Cui să ne adresăm noi, domnule, cine este, dacă de la ieșirea dintre bloc până afară, e domeniul public și aparține CRAP-ului. Dar noi că suntem proprietari, înainte când eram la ICO, cui ne adresăm, domnule, cu canalizare? Unde să ne ducem să verifice cineva, domnule, mai ai intrat apă, că nu toți au pompe. Și uitați, până la mine a venit cu o întrebație tot domnul Isai. Până la noi s-a pus contor de apă. De când, din 26 martie, s-a pus acum, în luna iunie. Când tot ne-am dărăgânat, am venit la domnul David nu știu de câte ori, ca să ne ajute. Dar scara A, domnule, nu ia nimeni nicio măsură. Crabul pune, îl rupi. Primăria zice că n-are probleme. Unde să ne adresăm? Eu vreau să-mi dați un răspuns. Da, domnul primar, dacă... Da. Dacă cu asta. Și altul închei problema cu curentul ce am discutat cu dumneavoastră. Domne, dacă îi dați doamne care e agent economic de la iluminatul public, domne, dați-le la toată lumea ca să fie în mod egal. Nu unul beneficiază și altul nu. Eu consider furt. Pe bune. Nu mă cer nici cu dânsa, nici cu nimeni. Dar vreau ca să fie legal pentru toți. Atât am avut să vă zic. Da. Referitor la marcări. Da. Vedeți că orașul se confruntă acum cu probleme pe care le-am avut înainte, parcări, circulație, o să vedem. Tot încercăm tot felul de variante, am vorbit și astăzi cu domnul comandant. Pe lângă acest lucru, mai avem un fenomen, foarte multe mașini care nu sunt în circulație, sunt de vânzare, sunt care duc la târg, le aduc înapoi. Vă rog să sesizați peste tot, unde avem asemenea mașini, este una în față la Nevil, la stă de 4 luni,
Și tot așa avem aceste mașini, va trebui să găsim o soluție și o să venim în Consiliul Local să dăm o hotărâre în acest sens. Cu parcarea stăm și ne gândim, am fost săptămâna trecută la Sibiu, la cei care fac pugul, să găsim și variante de centură, să mai multe variante, să vedem cu ce vine proiectantul și o să le discutăm. Referitor la problema aceasta cu apa și cu utilitățile la bloc, vă informez că noi facem, începând de anul trecut, ședințe cu cetățenii de la blocuri aici, în clădirea primăriei. Joia este zi de ședință cu asociațiile. Rugămintea mea este, cred că la dumneavoastră n-ați ales un responsabil de scară, dar trebuie să alegeți acest reprezentant de responsabil de scară, care are o puternicire din partea primarului să vă reprezinte pe dumneavoastră, în relațiile cu furnizorii de utilități. La aceste întâlniri vine și furnizorul de apă, că normal ar fi cel care plătiți apa și știți că atât timp cât a fost apa la primărie, noi ne ocupăm până în casă și contorizăm în casă. Acum cei de la CRAB contorizează la intrare în bloc. Okay. Și să vedeți o anomalie care s-a petrecut și pe care noi am reglementat-o, în sensul că cel care se ducea cu contorul plătea și diferența de apă consumată de cei care nu duceau contorul. Și acum rezolvat problema, în sensul că cei care nu duc contorul plătesc și pierderile și diferența de consum. Pentru contorul de la intrare în bloc nu corespunde cu contorii din casă. Și diferența este ori pierdere în bloc, ori sunt oameni care consumă. Costul 10 zile țin contorul într-un sens, 10 în alt sens. De aceea, ca să nu mai discutăm această problemă, rugămintea este, când facem întâlnirile cu reprezentanții pe scară, dacă dumneavoastră la bloc n-ați ales un reprezentant de scară, vă rog să îl alegeți și să vină la aceste întâlniri care le facem noi. Avem mai multe acțiuni cu blocurile și aș dori să amintesc că aici am constatat subsoluri de blocuri din care am scos 8 remorci de tractor. Cetățeni care cară tot din oraș, depozitează acolo. Am fost și cu colegii mei de la situații de urgență, pentru că nu putem să admitem asemenea lucruri. Sunt poduri de bloc care sunt pline cu materiale inflamabile. Sunt uscătoare închise. A doua cale de evacuare închisă. De aceea vă spun că trebuie să ne organizăm puțin și la bloc, mai ales că avem și acel proiect de anvelopare, care este în derulare, și unde vă rugăm să veniți cei care stați la bloc, să putem să anvelopăm cât mai multe blocuri. La aceste întâlniri vine și furnizorul de apă, canalizare, vine și domnul director care se ocupă de deșeuri. Pentru că trebuie să reglementăm în timp și această activitate, pe care vom discuta și mai departe NAGA, dar cetățenii trebuie să lucreze prin acești reprezentanți ca să putem să reglementăm toate aceste probleme care apar. Este și apa pluvială, sunt mai multe discuții care sunt, dar să știți că noi vrem să accesăm acum și să, de fapt, am început și vrem să continuăm pe anvelopare blocuri. Avem un salariat în primărie care se ocupă de aceste probleme. Dacă nu mai sunt ce trebuie. Dar asta cu iluminatul public. A, da. Dar iluminatul public. Stați un pic, nu? Avem pe centrul orașului, așa cum ați aprobat master regulamentul, de fapt cel al Consiliu, închiriem spații pentru amplasarea de chioșcuri. Chioșcuri care au anumită formă și atât că primul chioșc a apărut. Am înțeles că și astăzi vor mai fi licitații. Deci toți cei care sunteți interesați să ocupați un spațiu cu un chioșc, dar trebuie să fie un model de chioșc pe care îl aprobă arhitectul șef. Curentul electric acolo se ia în paușal, în sensul că s-a calculat puterea instalată și până își va urmări fiecare contor, se calculează curentul consumat, nu de la iluminatul public, ci are din cutia în care este și iluminatul public și este contract făcut pe cantitatea de energie pe care o consumă. O să puteți să mergeți să verificați. Referitor la aglomerația auto din jurul Pieței, o să cer angajaților care sunt sub ordinea noastră ca să urmărească staționarea nejustificată pe termen de multe ore ca să aerisească circulația jurul Pieței și am observat acolo că sunt și anumite mașini nu mai că staționează, sunt deci o staționare de câte de ani poate sunt acolo. Ar trebui și să vedem care este statul, că am văzut o mașină acolo, dacă vor mai fi și altele, să cerem să elibereze zona Pieței. Ce de zonă? Voi cer tot. Ce de zonă? Dacă mai sunt o vreme, mai cer o dată să declară închisă ședința. Mulțumesc.